Domnul Sergiu plecat. Толковый мужик, он объяснил все как положено. Да все не я. Адвокат вел ку демуларя конструкции нелегитимум, care construit fratele pe terenul doamnei Надежды. А, aveți litigii mai vechi. Da, și acum ați fost la Centrul Național de Asistență Juridică Garantată de Stat. Am vorbit cu asistență socială ieri. Mie mi-a spus că fratele categoriei vineu, apoi a fost în grijă fratelui și ala care Vladimir, da. Și îngrijit pe cheptenat, cu tot e normal, adică n-au probleme, înțelegi cum? Și ca să-i dai în judecat, ca să-i ceri să fie tutelă scoasă de la dânsul, imposibil așa ceva. Da, n-ai temei. Atunci eu m-am unit cu oameni care știu o leacă lege, am povestit istoria asta la doamna Nadejda și nini o zis, Oleg, spune lui doamna asta să iei toate documentele și să se ducă la avocat și el de-amă să vă informeze și trebuie mai departe să faceți. Noi ne-am dus acum la avocat, ea care e acum are avocat de stat, era unul de serviciu, da? Și v-a sfătuit, v-a consultat. Așa? S-a uitat, el a zis, da, cu adevărat, la toate, toată casa care e aia, aparține dumneiei. Conform testamentului. Conform testamentului și... Și atunci, fratele, în ce bază au luat acele două camere? De cât timp le folosește? Teritoria care... Mai mult timp, mulți ani. Mulți ani. Dați-l să spun. Că eu am așa spert rețeaua asta și asta, Iana, vă rog frumos, să leacă. În privință la aceea că pământul, au venit oameni care împărțesc pământul și au împărțit casa și în jumătate. După lege, jumătate terenul aferent, da, terenul, da. A Vladimir, jumătate a doamnei Nadejdei. Asta e a doilea. A treilea. Fratele Ceală au construit acolo un fel de vremeancă, cum le vă anexă, da. O spătărie de vară, de iarnă, eu știu de ce. Bucătărie. Tot s-o coate nelegitiu. Da. Și ar putea domnii ei să o stăie jos chestia aceasta. A treia. Părțele, odaiele cele care sunt acum ocupate de fratele Vladimir și de fratele, cum îl cheamă și ala bolnav? Vasilii. Vasilii nu este ilegal. Nu ilegal, doar. Nu ilegal. Nu ilegal, da. Uh-huh. Dar din motivul că fratele Vasilii, al doamna Nadejda, este invalid, judecata a pus sechestru pe toate nu mama tare sau și alu Vladimir pe tot. Numai pe opus. N-au avut drept așa. Ei, dar dacă o decis instanța și după ce e curtea de apel o confirmată, e lege? Da, să poate eu spun mai departe, doamna. Da, spuneți. Că eu o să pierd amuș stene. Din motivul pentru a asigura proprietatea invalidului. Mama, când a făcut testamentul după lege, e nu o împărțit pentru fratele. Bolnavul, dar numai pentru aceste doi sănătoși, da. Din motivul că e ca om creștin, o crezut că cineva s-o iei și să aibă grijă de el. Și de atâta și nu i-au fost împărțite. Păi o vreme sora l-a îngrijit, după aceea fratele Vladimir l-a luat și se bat pe fratele bolnav. Acum este scopul a fratelui Vladimir ca să iei aceste două părți de cameră pentru dânsul, folosind cu aceea că fratele Vasile este bolnav. Da, da. Dar noi am vorbit cu domnul Andrei acum și dumnealui a zis că ar fi bine, că doamna Nadejda vrea să facă cadou pentru fratele invalid. Că înțelegi cum? Să o chem poliția, da. Și să ceri așa, și... ca să fii dat afară aici doi frați, aici să se folosești cu Vasile Vladimir. Da, da, da. Și să ascunde tot pe dâns că eu îi fac bine și am grijă de dâns. Și atunci ce vrea? Și ca să-i dai jos pe dâns și din acolo, e nu poate, fiindcă el invalid. Înțelegi cum? După lege trebuie tutela să o iei pe Vasile la dânsul acasă, da. Și să o ții la dânsul. Dar el nu vrea aceasta să facă. Avocatul v-a sfătuit să dați în judecată, să vă lămuriți în judecată. Dar de atâția ani v-ați judecat și tot nu v-ați lămurit. Nu ne-am lămurit. Așa ani. Justiție avem noi. Da, 10 ani de zile și tot. E, dar măcar beneficiați de avocat de stat sau de la un ONG și nu plătiți avocatul măcar, da? Am și care îl plătesc. Aveți și cu contract. Cu contract, da. Deci de grabă dreptate nu o să fie. Și până acum câți bani eu am cheltuit, o sumă mă dacă mult sumă mă. Deci nu sperați de grabă dreptate. Nu știu.